Pace și bună ziua! Astăzi facem la Natalia o pizza, că ne-a cerut pizza cu de toate. Și vreau să vă arăt pe strănepotul meu, ca să-l vedeți acum ce bine arată. Noa! Hai, Noa! Pune telefonul pe tine, se văd! Că e rușine! Ai ce frumos copil! Vai, ce frumos copil! Noa a primit o nouă frizură. O nouă freză, așa-i? Acum ești ca dacian. El are 2 ani de zile. Da, atât am înțeles. Dacă iei bibironul, poate mai. Să-ți ucui o guriță ta, că ești mai frumos acum. Să amem pe mine. În sfârșit cineva care să amem. Ăla-i fratele tău, Luis, când era mai mic. Arată poza mai sus. Da, ăla-i Luis. No, dă jos bibironul, că tu... Dar n-are bibiron, nu. Alisa, unde ești, Alisa? Lucas, salută prietenii noștri și spune ceau. Lucas a spus, nu-i Lucas, e la grădiniță, Lucas. Ești nou, v-am confundat acum. E mai deștept copilul cu mine, zic că Lucas nu e aici. Noa, hai salută oamenii. Hai să începem. No, te las, Noa, eu trebuie să filmez, uite, filmez pe bunica, vezi? Ciao, iubite! Ciao, iubire! Ciao, prințișorul! Da, hai, mami, ce facem acolo? Acum arăt. Ciao! Ciao, te iubesc! Deci am pus jumate din drojdie, uitați aici. 25 de grame. Da. Și în câtă făină? În jumătate de kilogram. Uitați. Ok. Așa. Deci faci o pizza mică? Facem o pizza numai. Ok. Așa, cât mâncă micuța noastră, am pus sare și am pus drojdia și vă arăt. Și apă cât cuprinde. Apă cât cuprinde. Da, asta are o jumătate de litru de apă. Trebuia să iei cană grădată, ca să știm, da? Cum nu? Ai făcut și tu așa, pe fugă. Nu numai pe fugă, nu m-am dat seama, că mi-e spun Noa. Da. Noa nostru. Ați văzut ce păr mare au avut? Și bunicul lui... Stai că am aici poze. Spune. Bunicul lui a încercat să-i taie bretonul din față. Și nu i-l-o tăia bine, că n-o stat probabil. Și-a venit aia la altă bunică și i-a mai îndreptat bretonul. Și el a fost cumva învățat cu aparatul ăla care... Și atunci a intrat cu tata lui în baie. Uite ce păr a avut, ioi, țucul, zici că a fost fată. E la mine în brață, de ce pe mine nu m-ai arătat? Păi ca să vadă lumea mai bine, pe copil. Da. Vedeți? Acum când a fost la noi. Asta e fratele lui mișlociu, Natalia și el. Și Luis. Unde-i Luis? La noi nu a fost Luis. Nu, da-mi o poză cu Luis. Aici stați 3. Luis, Noa și Lucas. Asta e acum un an. Strănepoții mei, care m-au făcut mai babă. Asta e mama. Asta e mama. Asta e sora mea, bunica. Asta e... Asta din mijloc, poate însă noi abonați care nu știe. Cea din mijloc este fiica mea, la dreapta lui nepoata mea. Mama copiilor. Da, mama copiilor. Natalia îl iubește pe Lucas.
Dar și pe noua, numai, na. Ei sunt un an diferență. Doamne, dar ce înaltă e pe lângă el. Diferență de un an. Poate și el într-un an de zile, pe anul viitor, o fi mai înalt, mai mare. Poate, dar tot slab o fi. Uitați, am făcut așa moale și acum o să pun puțin ulei. Deci 500 de grame de făină, 25 de grame drojdie. O să cântăresc făina la final. Puțină sare, apă cât cuprinde. Ce faci? Aoleu, ce faci? Am vrut ca să pun așa, dar o vin înapoi capac. Ok. Să spunem că are două linguri de ulei. Și facem așa. Și mai completăm noi și cu... Vedeți? S-a făcut. Mai pun puțin făină și gata. E gata, a luat. Nu vreau să fac decât o tipsie. O tavă. Să fiu mai domnoasă. Eu acum și lucrez cu mâna cealaltă, că s-a încărcat un video și acum eu am scris titlul, am făcut un screenshot că am uitat să pun poză și acum postez videoclipul. Mai punem o dată puțin ulei, nu mult, dar ăsta e final. Așa. Oh. Tu fă-ți treaba, eu fac a mea. Uite așa. Am făcut-o deja. Da? Și acum trebuie să crească. Acum lăsăm la dospit și atunci când o să fie ridicat, o să vă arătăm și începem să facem pizza. Acum eu pun puțin făină. Deci gata. Facem o pizza mai altcumva față de cum am făcut până acum. Să vedem dacă și ne iasă. Ce ne-am propus? No, a luat-o, gata. E gata, acum îl punem să se ridice. Să se dăstească. La,
la dospit. Și până atunci facem pauză. Facem pauză și revenim. No, hai să vedem ce a primit Natalia. De la doamna Mariana iarăși. Doamne să-i dea sănătate. Nu se poate! Hai să vedem! Iară! O geantă pentru mami! Uitați-vă bine! Da! Stai că te arătă! Mamă, dar ce fain! Eu mă bucur! O geantă pentru mami și o șapcă pentru Angie! Wow, Natalia! Două! Una e a mea! Două! Una e a mea! Nu! A mea! E a mea! Wow! Care îmi dai mie, Natalia? E a mea! Aia roșie e a mea! Nu, e a mea! Mama mia, Natalia, uite aici! Asta e pentru tine, Angie? Nu știu, Natalia. Cred că pentru Natalia. Nu, pentru tine, da? Numai... Să facem mai mare aici, vezi? Da, să facem mai mare. Da, dar e micuță, e pentru asta Natalia. Asta nu e pentru copii. Ba da. Pune Natalia acolo mâinile că e a ta. Ba, cred că și eu zic că e pentru Natalia. Stai să vedem. Asta? Sigur, prea mare ai făcut mâinile. Super. Agi mai mici. Uite așa. Pune la Natalia așa pe cap. Mami! Uite, Sonicu, măi! Așa. Ce să vezi? Da, e roșită cu Sonicu-i. Da. Așa. Wow. Nu-i bine, n-ai pus-o acum bine. Acum să spui, da, doamna, poate de la doamna Agrafe, Mariana, știi? Mulțumesc. De la, a, de la Agrafe? Angie, lasă să spună. Super! Spune, doamna Mariana, mulțumesc. Mulțumesc. Spune, repede, că m-ai strimite. Mulțumesc. Da, iubita mea. Doamna Mariana, vă mulțumesc. Pune mulțumesc la doamna Mariana. Mulțumesc. Zi, mama. Wow. Doamna Mariana, Natalia e emotivă, dar dacă o să vorbim pe video, sigur da, o să vă mulțumească. Noi vă mulțumim în numele fetiței noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze că aveți o inimă atât de caldă și de bună pentru noi, pentru Natalia. Ce să mai știu să zic? Toată cinstea, slava și onoarea îi dăm la Dumnezeu pentru oameni atât de faini care, care le place de noi. Da, scrie Sonic! Sonic scrie! No, hai, vine aici la tati. Da, așa, da, hai. Haide să-i pun și ăla în spate. Aici. Uite-te la mine, le mulțumesc. Mulțumesc. Așa. Mulțumesc. Așa. Tati, mai iasă și ies. Da, da, mai iasă. Pune și aia acum în cap. Mai iasă, mă. Ok. No, bine, vă lăsăm. O să adăugăm la video cu puiul. Pe curând. Alatul nostru a crescut. Nu vi l-am arătat când l-a scos mami afară, că a trebuit să fac alte lucruri, și dar n-ați pierdut nimic important. Mare lucru noi. Da, s-a umflat. Bine s-a umflat. Numai jumătate de kil de făină. Să-l cântăresc. Ce, a luat-o? A, făina? Da. Cât o mai rămâne. Bă, lasă-l acolo. Ca să nu te scol tu. Am zis, lasă-l acolo și cântărește. Mă, tu ești furtună. 400. De 600. Da. Sucitorul a picat. Sucitorul căzut, că îs două. Și nu știu de ce îl țin eu aici, ca să mă încurce și asta. Andrei.
ce pufos e luatul. Facem la Natalia pizza, sigur să bucură. Vreau să vă spun că doamna Mariana, care m-a trimis cuțitele, a trimis un ghiozdan pentru Natalia foarte scump, chiar a pus acolo bonul. Cât a costat. Nu, ea nu a pus bonul. Sau cine? Nu a pus niciun bon. S-a văzut că cât o da pe el. Nu s-a văzut, m-am uitat, eu m-am documentat, da? Eu, da. A, te-ai documentat tu cât da. Costă. Și acum i-o trimis de nou, i-o trimis șapcă cu... Șepci, două. Cu... Sonic. Sonic. Două, una albastră și una roșie. Și o trimis și la, cred că la Angie sau la Natalia, nu știu... un rusac în spate. Dar și mai este pe drum și alte lucruri. Și mai este și alte. Doamna Mariana, n-am cuvinte și eu vă înțeleg atât de mult că dumneavoastră vă mutați într-o casă în alta și aveți nevoie de atâția bani ca să vă înfrumuseșați casa, care vă mutați în casă nouă și poate nu mai vreți lucrurile astea la alte, să puneți unele din ele. Și, dar n-am cuvinte să vă mulțumesc, sincer. De ce spun asta? Fiindcă știu și văd cât nevoie are un om pentru când se mută într-o casă în alta și... Dacă zic ce m-a zis ea, că și are nevoie. Da, acum eu tai marginea asta. Auzi ce mi-a spus, că și ea am spus. Doamna Maria, nu vă cheltuiți? Natalia și noi... Am spus să nu mai se cheltuiască, dar într-adevăr Natalia și noi avem bucurie, dar nu doresc să vă cheltiți bănuții, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea înzecite înapoi. Și au spus că când e vorba pentru cineva drag, nu consider cheltuială. Mulțumim! Mulțumim! Din suflet vă mulțumim! Că ne îmbucurăm noi atunci, ce să mai spunem de asta mică, dar eu și vă înțeleg. Și să nu credeți că, nu, în sfârșit, nu mai spun eu nimica... Ați îmbucurat pe Natalia că o zbierat de la ușă când a intrat, că a primit ceva, ca un copil, să știți. Și noi ne-am bucurat pe lângă ea și acum continuăm cu pizza, că Daci îl așteaptă Angie. Tăiem marginea asta, uitați așa, cu asta avem altceva de făcut și asta o lăsăm așa. O punem în tavă. Și... ce mai trebuie să vină? Uite ce mai trebuie să vină. Tot cu Sonic. Te ții de șoate, doamna Mariana. De ce e șoate? Glumesc și eu, ce să spun? Ce să spun și eu? Și faci rotundă sau? Nu, aici în tava asta mare. Auzi, tu acum faci varianta asta cum o vrei tu. Așa. Dar cândva doresc să faci cu carne așa, ca de sarmale cu ceapă. Aia atâta mea îmi place, veche. Da. Aia mea veche. Nu, atât îmi place varianta aia, mai mult ca cu salame și așa și complicate. Am primit un ulei de la Alisa. Un litru. Și soțul meu s-a gândit să-și pună în salată și a făcut sticla praf. Nu, a vrut să-și prăjească ou cu ulei de măsline. N-am sfârșit. Și am crezut că pe salată. Și acum tot uleiul meu de măsline îl am. Las că ți-au. Las că-mi iau eu, nu-i problemă. Dar vreau să spun că pe ce pune mâna soțul meu și chiar și doamnele dintre dumneavoastră, dar nu mai ziceți de el de rău, dar eu nu spun de rău, să știți. Spune și eu cu ei. Mai spun și eu câteodată ce mă doare. Dar, tati, nu, e așa mai cum e el. Aici e plin de sticlă, ulei și spun, tati, lasă-mă să strâng. Nu, lasă-mă să fac om. Ce a fost mai principalul vrut el, nu? Dar este atâta mâncare... Ce ai făcut tu cu vită, mâncare super, eu n-am mâncat că nu mai m-am permis să mănânc.
Și am spus că el o să mănânce. Mânca, da. Și nu, nu a fost bună, da? El a vrut o. Nu, a zis că nu a văzut, că e sub capac în cale. După aia a văzut. Și după aia a găsit-o. Da. Da, sfârșit. Astăzi, doamna Zâna, prietena noastră dragă din Franța, vine la București. Da? Da, vine la fata ei, la nepoata ei care a născut. Și mai știi că ne vizitează și pe noi? Aici. Ai tăiat prea mare? Am tăiat prea mare. Prea lungă. Ok. Și o iau de nou. Cota mai bine care ulei. Aici nu-i bai, că eu oricum vreau să fac ceva și poate îmi trebuie aluatul ăsta. Ți-ai dă asta, te rog. Bine, eu puteam să o fac rotund, dar vreau să fie mai mare. Dar să știi că vreau să faci așa cum făceai tu pe timpuri, cu carne ori măcinată, ori tăiată așa ca și la sarmale, cu dinsuită cu ceapă, cu un pic de vegeta. Îmi place foarte mult, e foarte gustos. O faci. Așa. Deci șuncă, acum grămaș, nu, eu zic că nu are rost să vă spunem. Da, eu pot cântări, dar fiecare poate să pună cât vrea. Exact, și fiecare pune ce vrea, ce dorește deasupra. Sigur. Noi vă arătăm varianta care o facem noi. Mai ușor, cum se zice. Dar o să pun eu și ceva. Mai greu. Mai greu. Pun și puțin cornaș de casă. Făcut de noi. Acum am mâncat o mușcătură din el. E ora 1 și încă n-am mâncat. 1:30. Păi de ce nu mânci? Mai timp, știu. Nu că n-am. Puteam eu să fac timp. Dar... Vreau să mai treacă din timp? Da, mânc numai o dată pe zi. Ăsta-l pun la urmă, la final. Da. Sau unde și unde. L-am lăsat prea mult în cămară, dar am uitat de el, pur și simplu, nu de altceva. E atâta de bun. E atâta de bun. Nu mai da aia jos, zic eu. Eu zic că da. Cine poate tăia asta? Aș vrea să ajungă și Roberto, dar n-am cum să-i trimit. Cum să fac? Și lui îi place așa ceva. Deci ce bună e. Îi tare, într-adevăr, dar nu extraordinar. Se poate mânca. Și e un gust atât de minunat. Nu că l-am făcut noi. E rețeta foarte bună. Numai că o stat un pic mai mult la zvântat, la aer. De subțire, eu vreau să-l tai așa subțire, să-l pun așa numai pântre el. Uitați, așa arată. Nu, dai.
Ok, s-a văzut. Nu mai pot și pe asta. A, de la aici dacă nu mai poți. Deci ulei de măsline. Cam așa. Obligat facem și anul viitor cârnați, atât de fain. Și șancă nu, și slănină nu. Cum vrei tu. Băi. Dar cârnața îmi place deosebit. Și slănină, să știi, într-adevăr, noi ajungem mai scumpă cu șoanca, cu slănina, cu asta de la burtă, e mai scumpă. Dar, dacă mă ajută Dumnezeu, pe anul viitor iau mai multe bucăți. Acum. Nu, o folosești la mâncare, că eu nu prea mănânc. Păi da. Așa. Și acum să pun suc de roșii. Așa. Aici e pastă de roșii cu un pic de apă amestecat și puțin oregano punem. Punem aici în sucul de roșii, oregan și aș pune și un pic de ulei. Așa. Și acum facem așa. Așa, bravo. Știi tu că eu nu prea am cu... Dar eu nu știu că eu așa am făcut aluatul de subțire. Acum parcă văd că s-a făcut, s-a făcut pofos. O mai crescut o țară. Să știi. Nu. Pune-l tot, mami. No, hai să... Nu mai te juca. Cât mai e acolo. Că iasă mai suculent, mai fain. Nu iasă un aluat uscat. Eva, îți arăt cum faci pizza. Glumesc. Trebuie să sun pe Eva să vezi ce mai face. Eva, dacă vrei, eu te invit să mai vii la noi, să-ți mai treacă din timp. Cu mare drag. Se poate. Poate facem și o prăjitură împreună. Îți trece timpul mai repede și stai mai mult cu noi de vorbă. Nu ești pe fugă. Așa. Punem șunca. Ce-o fi, o 10 ciulache. Ascult sâmbule. Nu, am pus destul, nu? Da. Aici nu-mi place, că e prea pofos. Prea mult. Pizza cu de toate. Nu chiar.
La Natalia îi place măslinele foarte tare. Dacă ar fi aici acum, ar ataca măslinele. Unde mai vezi tu că ar trebui? Așa. Așa. Cum asta o punem aici? Păi să-i fac o poză, că e prea frumoasă. Acum. Mama, nu știu ce fac chiar. Surprins? Păi sub mână, cum se zice. Mozzarella de la Galbani, n-am luat până acum niciodată, sunt curios, chiar vreau să gust un pic. Dar știu că Galbani e o firmă foarte ok. Da? Da. Am mai luat de la ei mozzarella și așa. Da. Acum punem la cuptor. Foarte faină mozzarella. Deci eu n-am mai văzut până acum tehnica asta. Ia ca așa. Dar nu mă lasă foaia asta. Fain că așa. Să știi, cârnațul ăsta, cum l-ai făcut acum, îi cum era cârnațul ăla bun, care... Știm noi. Care știm noi, care îmi puneai tu mie la școală. Păi tot de la mine era, nu? Nu știu, era făcut de noi? Da, sigur. Ok. Nu tăiam eu porci. Mă, că atunci nu prea frecventai tu șpaisul, să știi ce am eu acolo în cămară. Știi? Mă, tati. Știi ce-a făcut tati tău? O luat ulei să-și facă... Le-am spus. Da. Să-și facă ou. Și nu mi-e numai... Pe mine mă dor spatele. Și când am intrat aici în bucătărie, mă mers călcându-o așa și dacă n-ar fi fost dulăpiorul ăsta, cine știe ce ar fi pățit eu astăzi. Eu râd de hi-hi. Așa fac iodel nemți, austrieci și elvețieni. Știi tu foarte bine. Da, da, știu. Ar fi făcut chiar mai. Chiar mai, da. Mai ții minte că erai cu bătrânul care... Da, știu. Și am povestit cum era la noi în sat.
cu Chervai. Da. Și o știu ce povestesc eu. Da, păi și la ei se face. Cum să nu știe? Dar au de acolo adus tradiția cu Chervai, nu de, de aici. Kirșvai, îi se spune. E o sărbătoare a bisericii. Dar kirș nu-i cireșe? Depinde cum... Kirș. E în dialect kirș. Kirș, kirche, kirche, cu, așa se spune biserică. Kirș e normal, da, e cireș. Nu vezi? Că știu că și sat este așa. Kirș, nu știu cum, satul, cu cireșe. Traiskirchen. Exact, vezi că știu eu, undeva câtă Baden. Unde a lucrat Mirela. Da. Satul a, celor trei cireși. Știu eu ceva. Elizabeth îmi spunea un banc. Că au zis că să mă aștepți în satul, nu știu, cu tare, la biserică. Așa. Și omul o aștepta la cireș. Păi, nu e ăla care era iar în banc, care zicea că să îl aștepte în gară. S-a dus la... Nu era telefon, era telegraf sau cum. Da, am înțeles nu... altceva, am înțeles vară. Și așteaptă-mă la vară. Deci, se spune la, normal, se spune la biserică kirche, dar se mai spune în dialect și kirche, dar kirche e cireș. Kirche. Kirche e biserică. Kirche e cireș. Păi da, kirche e biserică și kirche e cireș. Deci, trebuie să ai grijă ce spui. Da, trebuie să ai grijă ce spui, da. Mă, că se spune și în dialect că este care îi spune ș sau da. Kh, știi? Te strâng în fata ta. Vin imediat, am trebuit, mă punem la cuptor. Deci nu trebuie, mami, așa, țac. Ce e aia, țac? Că nu știu. A luat-o păstă... A, păi așa mi-a făcut cu dungă de naia. Aha. Și acum facem așa cum am văzut la altcineva. Împăturit. Împăturit. Dublat sau nu știu cum îi spune. Cum vrei. Și iată că am noroc și de ăsta care am zis că nu încape. Știi, Daci? Că îmi prinde bine. Și cașcaval, mami, dacă îi se pun deasupra, ăla răzălit, eu zic să nu-l puni odată, totodată. Când e gata pizza, aproape gata, îl presare atunci, știi? Ok. 5 minute, că altfel să negrește și să arate nu așa nu bine. Nu s-o negri la mine, m-a s-o făcut așa acolo. Da, să prăjește prea tare, nu să negrește. Când o să vadă Natalia. Să fac, wow! Aici e mai gros. Și să știți că e foarte bun cu cârnaț. Foarte gustos. Cârnaț de casă. Da, cârnaț de casă, da. Acum, dacă n-aveți de casă... Puteți pune și de la... Da. Nu o să-i fac și o poză așa, că arată frumos. Da, eu mai pun și ouă acum. Ouă unde? Aici le fac frumos. Nu-i bai, pun și așa o poză.
Ok. Punem și câteva ciupercuțe. Asta e cu săciu moft. Frumos arată. N-am mai văzut așa ceva. Ei. N-ai lapte acolo la cafea. Am arătat ce se întâmplă. No, îmi mai fac încă o poză. Eu ți-am zis că să nu te grăbești cu pozele. Asta că fac eu așa un... interesant. Mă, fiindcă m-a rămas ouul ăsta, mă fac și margina asta. Așa. Trebuie să fac asta. Stai că uite, ăsta mă deranjează pe mine de mult. Da. Am scăldat aia de lea. Ia. Pun acum un pic de ăsta și după aia pun la final. Nu-mi pune acum. Nu-mi. Mozzarella. Sau e mentală? Nu-i mozzarella, mă scuzați. Mai avem noi, puteam să răzălim, da, buni și ementaler. Așa nu m-am pic până acum și pun mai la final. Ok. Nu, hai. Și ementalul ăsta cum? Ement... Ăsta se întinde mai așa, mai altcumva. Ăsta? Mhm. Și ăsta nu? Ăsta nu prea. Da? Acum o punem la cuptor. 200 de grade, vreo 30 de minute. Bine am zis? Bine, să revenim. Ne uităm la pizza. Cum arată. Punem brânza și atunci... Am închis, dar să deschid. Wow! Ce s-a întâmplat, Daciane? Deci chiar arată, wow! Uite așa. Mă, stai să mai fac o poză. Asta e o pizza regală. Bine, am văzut să fie așa ceva. Eu am văzut. În da. Oraș, la restaurante, la no. Pizzerii, nu este, n-am văzut. No. No, pun eu. Și să mai lasă
poate 10 minute. Până se topește mai mult. Să ne uităm la pizza. Închidem? Pune aici? Da. Să știi că arde asta. Serios? Da. Deci mai bine cu prosoapele mele. O fi o mănușă mai ieftină. Cu toate care va arunca ea. Așa. Deci minunat. O lăsăm un pic să se răcească, da. Și cu drag mâncă o bucată. Serios? Da. Cu drag? Da, cu drag. Fii atent. Eu ridic și tu pui mâna pe asta și o tragi tava. Tava. Și unde îl pun? Aici, în spatele meu. Așa. Și dacă stă în tavă, nu se răcește așa repede. Știi? Mhm. Fac niște poze. Aha. Dacă ai zis că ți-e foame. Am de lasă să se răcească așa. Iacă așa. Ok. Pe curând. Aceasta este realizarea mea, rețeta mea cu pizza. Noi suntem pe canal la Rețete și Noi de Noi. Puteți să ne găsiți acolo și vedeți rețeta toată, pas cu pas. Uitați cum arată de bine. Vă dorim numai bine, pace, la revedere! Tunză! Nu am spus ce am spus eu, din cauza asta am rămas mut. Deci o să vă pun link în descriere cu întreaga rețetă. Intrați acolo pe linkul respectiv și o să vedeți tot video cum s-a preparat această minunăție. Ia uitați dumneavoastră, ăsta e surplusul de cașcaval. Opa, am vrut să pun în gură de-o picat. Aici îi umplut cu cașcaval. Acum urmează să o tăiem. Pe curând! Pe curând! La revedere! La revedere! Uitați să vă arăt cuptorul meu ce bine face. Vedeți? Deci coace foarte bine, cum se zice, ca la soare. Nu trebuie să pun o folie, dar este anumite care trebuie folie. Când are toane? Nu? Nu știu. Păi, aia zic, când are toane. No, așa. Începem de aici. Să tăiem. Așa. Îs obosit de la tot a așteptat. Și acum o tăiem așa. Aici e cașcaval înăuntru. Mozzarella, adică. Mă văd că s-o cam... O intra când a luat. Așa să ia. Nu pun. Brânza nu mai ai cum să o arăți, că nu-i mai. Uitați aici. Am plecat cu tititul. De s-o topi tot. Vai ce fain e cu crânațul. Deci. Ia să vedem. Deci aluatul e bun, e moale, conținutul. Deci e foarte bun. Încercați și dumneavoastră, uitați-i, nu e uscată de la sos, vedeți? De sos de roșii. Ia, vedeți? E numai faină, aluatul e copt, e gustoasă. Mai ales că au pus cârnați, cum îmi place mie. Încercați, aveți curaj. Aici
A intrat în, a luat înăuntru, dar e fain. Dacă ar fi avut mozzarella... Păi mozzarella e asta. Atunci de ce s-o topit așa? Așa, uite acolo nu-i topită. Nu poți să tot-i topit, uite, vezi? Da. Aici nu-i topit. E foarte bun. Las că vine vara să pun caș dulce de, de oaie. N-am gemită tu asta, că ție îți place benză. Încă tu. Nu fac încheierea, mami? Că noi mâncăm aici apă nuptie. Aceasta a fost realizarea mea. Noi vă dorim numai bine. Puteți să o faceți că e foarte ușor. Faceți aluatul dospit cu drojdie, cu un pic de ulei. Și atunci puneți ce vreți dumneavoastră. Vă dorim numai bine. Pace, la revedere. La revedere. Pace. E făcut poză. Ești departe și ești în lume copleșit. Nu ai nădejde, te simți pierdut și părăsit. Ești pasărea ce-a pierdut stolul și-a venit frigul, te-a înghețat. Dar ai un tată ce-n alu inimă te-a luat. Ești departe și ești de lume copleșit. Nu ai nădejde, te simți pierdut și părăsit. Ești pasărea ce-a pierdut stolul și-a venit frigul, te-a înghețat. Dar ai un tată ce-n alu inimă te-a luat. Israele, pune-ți credința-n Dumnezeu. Nu te lăsa de valul lumii dus. Nu ești pierdut, pe Golgota ai fost găsit. Ești în casa Tatălui ce te-a iubit. Israele, pune-ți credința-n Dumnezeu. Nu te lăsa de valul lumii dus. Nu ești pierdut, pe Golgota ai fost găsit. Ești în casa Tatălui ce te-a iubit. Te ai nevoie să te audă cineva. Cauți lumina prin bezna nopții undeva. Ești floarea ce n-a răsărit sau frunza care s-a uscat. Dar ai un tată ce n-a lui inimă te-a luat. De ai nevoie, de ai nevoie să te audă cineva. Cauți lumină, cauți lumină prin bezna nopții undeva. Ești floarea ce n-a răsărit sau frunza care s-a uscat. Dar ai un tată ce n-a lui inimă te-a luat. Israele, pune-ți credința-n Dumnezeu. Nu te lăsa de valul lumii dus. Nu ești pierdut, pe Golgota ai fost găsit. Ești în casa Tatălui ce te-a iubit. Israele, pune-ți credința-n Dumnezeu. Israele, pune-ți credința-n Dumnezeu. Israele, pune-ți credința-n Dumnezeu.
zi. Ești în casa Tatălui ce te-a iubit. Israele, pune-ți credința în Dumnezeu. Nu te lăsa de valul lumii dus. Nu ești pierdut, pe Golgota ai fost găsit. Ești în casa Tatălui ce te-a iubit. Israele, pune-ți credința în Dumnezeu. Nu te lăsa de valul lumii dus. Nu ești pierdut, pe Golgota ai fost găsit. Ești în casa Tatălui ce te-a iubit. Ești în casa Tatălui ce te-a iubit. Ești în casa Tatălui ce te-a iubit.